Una dintre cele mai puternice organizații PSD din țară, cea din Dâmbovița, stă pe un butoi cu pulbere după excluderea din partid a liderului său, Adrian Țuțuianu. Hotărârea CEX de excludere a președintelui PSD Dâmbovița din partid este abuzivă și nefondată și cerem conducerii PSD să revoce această decizie, afirmă parlamentarii, primarii, consilierii municipali și județeni, șefii de organizații locale și membrii biroului permanent județean al PSD Dâmbovița. Într-o declarație comună, prin care își exprimă susținerea necondiționată pentru Adrian Țuțuianu. Semnăm alături de Adrian Țuțuianu și Marian Neacșu contestația care va fi adresată Congresului PSD și solicităm analizarea cu celeritate și în condiții de imparțialitate a situației de drept și de fapt. Apreciem că președintele legitim al PSD Dâmbovița este Adrian Țuțuianu și solicităm Rovanei Plumb să dea dovadă de verticalitate și să decline numirea toxică de președinte interimar al PSD Dâmbovița. Noi, semnatarii acestei declarații, boicotăm orice acțiune politică. Comitet Executiv Județean BPJ, conferință județeană, convocată sau inițiată de conducerea interimară a PSD Dâmbovița, impusă abuziv de CEX Național în data de 5-11-2018. Se afirmă în documentul respectiv intitulat Continuăm împreună, postat pe pagina de Facebook a PSD Dâmbovița, care are la fotografia de profil poza lui Adrian Țuțuianu. Liderii PSD Dâmbovița au criticat și modul în care a fost înregistrat liderul lor, Adrian Țuțuianu, în ședințele cu aleșii locali, în momentul în care acesta făcea declarații critice la adresa conducerii PSD și a lui Liviu Dragnea, care au dus până la urmă la excluderea lui Țuțuianu din partid. Respingem și ne delimităm de practicile securiste utilizate în ultima vreme în organizația PSD Dâmbovița de a înregistra pe ascuns ședințele cu scopul vădit de a denigra anumiți membri, liderul organizației și organizația PSD Dâmbovița în totalitate. Menționăm că niciodată nu vom accepta ca persoane care apelează la aceste practici sau legirează, acceptându-le tacit ca dovezi, să ne reprezinte în forurile statutare ale partidului sau în funcții de conducere administrative la nivel local, județean sau național, mai susțin semnatarii scrisorii. Aleșii locali și parlamentari din Dâmbovița au atașat la declarație și tabele cu semnăturile lor în original.